spune și de la un detartraj. Pentru că avem un detartraj gratuit pe an cu asigurarea medicală pe care o avem. Și profităm în fiecare an să facem un detartraj gratuit. Înapoi pe peștele din Spania. Pulpo 16 euro, calamaro 7 euro. Sepia. Alt interviu la Nobu Hotel. Intrarea din față. Dacă tot am venit până în Talamanca, am zis să rămânem puțin la plajă, astăzi este mai răcoare. A, și drumul înapoi, dacă nu e bus de noapte, se merge pe plajă. Până acolo. Până acolo și pe aia. Acesta este Hotel Nobu. Unde o cameră, în perioada aceasta, costă 800 de euro pe noapte. Wow! Și unul dintre investitori este Robert De Niro. Prima zi norată de când am venit pe insulă astăzi. Am pornit la Calabasa cu busul gratuit. Din San Antonio. Până la San Antonio am luat L3 din Ibița în San Antonio. L3 și de aici să ajungem la Calabasa L7. Ultimul, am întrebat la ce ore e întoarcerea, 8:30. Calabasa. Un cerceaf. Calabasa. Până la 8:30 este busul în Calabasa. Spre Portinax. La Characa Natura 2000. Ne lăsa busul gratuit fix aici. Să nu aveți un deja vu dacă mai vedeți diferite filmulețe cu vloguri din zonele astea, pentru că le reluăm. Varianta actualizată 2024. Se poate ajunge la Cara Saraca din Ibița, Ibița, de la capătul de bus, se ia L20A. Aici e programul din Ibița, ăsta e programul de întoarcere.
porțile astea sigur nu le-ați mai văzut, că nu erau. O, ce poartă! Lux! Intrăm din Porumb direct pe plajă. Restaurantul ca la Ciaraca, mega old school. Și acum să căutăm un loc de plajă. În față e ocupat. Caiac cu 20 de euro ora. Ah, ce loc liniștit, super liniște. Căutăm un loc liniștit, retras. O, paradisul promis. Asta e. Ne-am uitat sticla de apă în bus. Am rămas fără apă. Cât de bun este locul ăsta, fără prea mulți oameni, s-a putut sta în liniște, fără gălăgie, l-a citit,